Salutare, sunt Carolina și astăzi vreau să vorbesc ce ar fi bine o persoană care adoptă dieta vegană să cunoască. Astăzi vom vorbi despre vitamina B9, B12, fier, feritină, omega-3 și proteine. În primul moment, vitamina B12. Posibil că deja cunoașteți că persoanele care adoptă această dietă vegană, în timp, ei rămân deficitari cu vitamina B12, este necesar de suplimentat vitamina B12 separat, fiindcă ea se găsește în produs de origine animalieră. Dar din cauza că în timp această vitamina B12, la momentul când s-a adaptat această dietă, a fost o oarecare cantitate și, să zicem, în timp el a căzut jos. Din cauza la asta, însuși vitamina B9 tot nu se poate metaboliza, fiindcă ea are nevoie de cofactor de vitamina B12. Adică noi o primim folatele, adică un vegan el primește folatele odată cu dieta, dar în timp după ce B12 s-a epuizat rezerva, atunci el nu poate, el are nevoie de grupul metil concret de la cobalamină și el nu îl are în rezervă. Și atunci se începe tot așa acumula homocisteină. Adică poate să se acumuleze în funcție de câți ani e dieta și așa mai departe. Ok, acum cei ce vreau să atrag atenție că ar fi bine, înseamnă că de verificat nivelul de B9 și nivelul de B12. Formele de B9, de B12, eu am câteva filmulețe, chiar vă recomand să le priviți. Un alt moment asta este să verificăm fierul și feritina. Din cauza că fierul non-hem, adică hem este din ceva ce e produs animalier și non-hem ferul din vegetale. El se absorbe mult mai lent, s-ar putea că este nevoie de verificat nivelul ferului, s-ar putea că el este unul foarte bun. Dar în cazul în care el nu este bun, vă atrag atenție să aveți necesarul de vitamina C și s-ar putea că undeva totuși nu va ajunge însuși aminoacizi care îi trebuie lui, fiindcă până la urmă feritina este o proteină. Feritina e proteina de stocare a fierului. Altă întrebare asta, vreau să vorbim astăzi de omega. În cazul în care o persoană care adoptă această dietă vegană, dar totuși are inflamații, de exemplu articulațiile mâinilor, picioarelor, genunchii și așa mai departe, există proces inflamator, înseamnă că există un deficit, de exemplu, de omega-3. S-ar putea așa deficit. Eu ce vă recomand? Să dați analiza la omega-3, la omega-6 și în contextul analizei să verificați. S-ar putea că EPA din părțit la acidul arahidonic este mult, mult mai puțin decât normă. De ce? Unul la mână, s-ar putea că nu va ajunge omega-3, deși omega-3 se conține și în nuci, în semințe, de exemplu, în semințele de tin, dar este nevoie ca el în corp, acest acid ALA omega-3, el să fie convertit în EPA, acidul ăsta eicosapentaenoic. Și se primește că o persoană care nu poate converti din ALA în EPA, el oricum rămâne deficitar de omega-3. Adică ALA așa are efectul lui, dar totuși EPA și DHA sunt acei acizi care sunt esențiali. În cazul în care convertește bine, înseamnă că totul e bine, ar trebui să nu fie inflamații. S-ar putea că vitamina D nu va ajunge pentru că bila să-l emulsifice, el are nevoie de cantitatea suficientă de lipide. Ce ține de gena de mutație, o găsiți pe ecran, el se numește FADS1, care convertește din ALA în EPA. Eu vreau ca noi să cunoaștem că ca atare din ALA acidul alfa-linoleic, corpul poate converti nu doar în EPA, dar și în DHA, inclusiv în acidul arahidonic, care se numește AA arahidonic, omega-6. Doar de că este nevoie în corp să fie pe lângă gena fără mutații, să fie și zinc, și vitamina B12, și fier. Adică corpul are nevoie de mai mulți alți factori, cofactori, pentru a converti. Eu vreau să pun pe ecran concret analiza mea, unde arată că eu personal transform foarte rău, corpul meu convertește foarte puțin din ALA în alte forme de omega, care sunt foarte necesare, și EPA, DHA, la fel cum și acel arahidonic, fiindcă noi avem nevoie de acidul arahidonic, noi nu trebuie să luăm ca pe un rău, dar doar în doza anumită. Dar dacă ne gândim că cineva zice, uite, eu mănânc alge marine și eu primesc o doză bună de omega-3, eu vreau să spun că cu adevărat algele marine care produc o cantitate enormă de omega-3,
Și EPA și DHA, astea sunt alge marine microscopice. Ele nu sunt de uz intern, adică noi oamenii nu le mâncăm. Astea le consumă doar peștii în ocean. Și plus la asta însuși analiza o să vadă sau simptomele. Dacă nu sunt acuze și persoane sănătoase, nici nu este nevoie să vă faceți griji. Doar o dată în an chiar vă recomand să puteți să verificați omega-3 la omega-6 și concret EPA la acel arahidonic, la fel cum ferul și feritina și vitamina B9, B12 cu homocisteină. Atât pentru ziua de astăzi. Vă urez să fiți sănătoși, frumoși și toate, toate frumoase!